Bună dimineața! Dați-mi voie să le spun bun venit la colegiul pe care, la liceul pe care l-au absolvit în diverse perioade de timp, absolvenților din multe colțuri ale țării și nu numai, vă rog să-i aplaudați. După cum ați văzut în programul afișat de mult, astăzi este ziua în care vom avea două evenimente editoriale. Vom lansa ultimul număr al revistei noastre și primul număr al unor volume care poartă denumirea de Amintiri despre Unirea și despre care eu sper să aibă un număr foarte mare de volume. Așadar, pentru a vă vorbi despre revista noastră, o să invit lângă mine pe domnul profesor universitar Gheorghe Moldoveanu, proaspăt laureat al Academiei Române, vă rog, domn profesor. Pe domnul profesor universitar Ioan Tânzaru, de la Universitatea din București. Să știți că ordinea a fost absolut alfabetică. Nu în ultimul rând, o să-l chem cândva și pe domnul lector universitar Adrian Stoicescu, dar nu și-a făcut toate temele, mai are puțin de scris. Și în sfârșit, pe cea care coordonează în ultimul timp, chiar nu știu de câți ani, apariția revistei noastre, e vorba de doamna profesoară Daniela Plăiașu, pe care o găsesc lângă mine, și căreia, ca orice om politicos ce sunt, îi cedez microfonul. Încă un moment important pentru revistă, pentru noi. Mi-aș dori și pentru Ministerul Învățământului, de exemplu, așa la 104 ani odată. Și poate și pentru cei care sunt suporterii noștri morali și financiari. Pentru și o câtime, poate, pentru istoria culturii în acest județ. Numărul actual are ca temă a primei secțiuni, secțiunea ESEU, conceptul de evaluare. Fiind un an atât de important pentru istoria liceului, am dedicat acestui mare cuvânt, din păcate de foarte multe ori golit de sens și de bune practici, cel puțin în anii aceștia ai României, am dedicat așadar prima treime, sau poate mai mult, în intenția noastră era o treime din revistă, cred că a fost mai mult, pentru că am văzut dintr-o dată o varietate de valori, de la mântuire, sacrificiu de sine, chiar realitate, realitatea așa cum o știm noi, valori naționale, în primul rând valoarea de a fi român și de a descoperi identitatea ta națională, chiar și în aceste vremuri în care acest concept de român este într-o mare suferință până la urmă. Suntem într-un drum care este prea dureros de lung în regăsirea ființei noastre, deși suntem din ce în ce mai activi, suntem din ce în ce mai puternici, probabil că la nivel mental trebuie să existe o recuperare cândva. Nu mi-am propus să vorbesc foarte mult, vreau doar să spun că la acest număr s-a muncit mult mai mult decât la celelalte, mult mai mult. Contribuția, veți vedea, este a multor nume, în diverse feluri, fie cu caligrame, fie cu grafică, fie cu fotografie, cu materiale de tip eseu, poezie, proză. Și aș vrea să văd cât de tare puteți să aplaudați
pe acești trei oameni pe care i-am chinuit bine de tot, i-am lăsat fără vacanța de iarnă. Este vorba de Dragoș Dimoftei, e bine, ați aplaudat bine, dar se poate mult mai bine. Mai încercăm o dată, pentru că și Dragoș a muncit și la copertă. Deci, alt timp. În fine, am auzit și mai bine, dar e pentru o manifestare culturală, zicem că ne oprim aici. De asemenea, Ioana Boldeanu. Maria Necura. Un nume mai lipsește, este acea artistă care a făcut partea grafică a revistei și cu care, mă rog, ne-am războit, pentru că are un temperament de artist adevărat și doresc o carieră de artist în domeniul plastic, unde este aproape chemată să existe. Este vorba de Miruna Roșion. Putem mai mult! Acestea fiind spuse, las pe Maria Necula să ne facă tradiționalul inventar, tradiționala prezentare statistică a revistei. Bună dimineața și la mulți ani, Colegiul Național Unire! Calitate de reprezentant a colectivului redacției, a unei tradiții cu peste 100 de ani, sperăm noi, nu doar cu existență trecătoare, îmi vine deosebită plăcere de a vă spune ce se află în spatele acestei coperți, acestei reviste cu coperți și foi frumos colorate. La începutul anului, anul aniversar este marcat în revistă prin existența caligramelor. La început, toți, elevi și profesori, au fost rugați să scrie gândurile pe o bucată de hârtie care să imite cărămizile de pe fațada liceului inscripționată de către elevi. Spre surprinderea noastră, la această solicitare au răspuns pozitiv peste 400 de elevi și 24 de cadre didactice. Cred că merită cele mai sincere aplauze. Cele mai sugestive, mai impresionante, au apărut pe coperta revistei, în număr de 34 de lucrări, iar celelalte, poate ușor mai creative, au apărut interiorul revistei, adică 65 de lucrări, dintre care primele 24 aparținând domnilor profesori. Zilele trecute am avut ocazia să au niște vorbe precum că revista noastră nu mai este ceea ce a fost sau că nu este ceea ce ar trebui să fie. Acest ar trebui să fie devine extrem de straniu când la revistă publică peste 20 de elevi și 10 cadre didactice, iar absolvenții, și nu puțini, își continuă activitatea la revistă, chiar și pe întreaga durata facultății, când într-un singur număr sunt menționați și studiați peste 100 de autori și peste 70 de opere literare, și mai ales că în fiecare an sunt oameni doritori să debuteze la revista noastră. Cred că toți aceștia merită mai mult decât aplauzele dumneavoastră și le mulțumim. Condițiile grafice de excepție se datorează celor 80 de elevi care ne-au trimis lucrările lor și care au fost, care au trimis lucrările sub atenta îndrumare a doamnei profesoare, Rodiana Giulia, care dacă tot mă aflu la capitolul grafică, mi-aș dori să menționez numele unui coleg, pe care l-a menționat și doamna Preașcoa de TV. Cred că am muncit cel mai mult dintre toți oamenii, mă rog, mediul preuniversitar, când s-a implicat întru totul, și credeți-mă că întru totul înseamnă o vacanță pierdută, niște zile când îți pierdeai nopțile, fără să-ți dai seama că nu este tocmai ceea ce trebuia să faci, având în vedere că a avut mici întreruperi la program.
când lucrezi la terenul redactare, că mai apoi să afli că ai greșit ceva și trebuie să o iei de la capăt. În aplauzele dumneavoastră, colegul meu, Dragoș Nimoftei. Pentru că mă aflu aici, în numele unei trici echipe, mi-aș dori să vă mulțumesc tuturor. Tuturor celor care au scris sau nu au scris, tuturor celor care au contribuit sau nu au contribuit, tuturor celor care o vor citi sau o vor răspui sau nu vor face asta, vreau să vă mulțumesc tuturor, pentru că pentru voi noi scriem și mai presus de atât ne asumăm ceea ce scriem. Cele mai sincere și calde mulțumiri le merită două persoane, la care una dintre acestea nici măcar nu se așteaptă, iar celelalte știu că nu plec la mulțumirile. Prima persoană, destul de discret aș putea spune, de cele mai multe ori la spectacole nici măcar nu vedeți, pentru că ori în spate la butoane, ori undeva sub și ne privește de la balcon. Un om care ne ajută să mai materializăm tehnic vorbind tot ceea ce mintea noastră poate crea noaptea. Mulțumim domnului profesor Buzățelu. Este mai mult decât evident că revista noastră se sprijină pe un stâlp care poate, dacă nu era, revista nu s-ar fi prăbușit, dar în mod sigur și-ar fi pierdut din strălucire și vitalitate. Este vorba despre un om mai mult decât modest, care nu ne-a spus niciodată ce să gândim, ci mai degrabă cum să o facem. Un om care ne-a oferit siguranță și valori atunci când noi am avut nevoie de ele. Un om care ne-a învățat să luptăm pentru visele noastre și pentru o verticalitate intelectuală și culturală. Și mai ales acum când în câteva luni vom pleca pentru totdeauna din acest liceu. Țin să-i mulțumesc pentru tot ceea ce este pentru noi. Doamnei profesoare Plăiașu! Pentru ultima dată. Predau ștafeta cu mare mândrie și mare responsabilitate colegilor mei mai micuți. Și le doresc să facă revista așa cum și-o doresc ei, mai valoroasă, mai frumoasă și poate mai puțin criticată, sau de ce nu criticată, dar în primul rând respectată. De activa ca redactor, am avut ocazia să cunosc anumite laturi ale colegilor mei și ale domnilor profesori pe care poate uneori nu le-aș fi putut cunoaște din interrelaționarea mea cu ei în clasă. Și asta mi se pare un lucru extraordinar, pentru că scrisul este cea mai frumoasă metodă de transmitere a propriului eu. Este cea mai bună metodă de exteriorizare a anumitor laturi pe care poate uneori nu ne-am dorit să ne le afișăm în cel mai firesc mod. Și cred că aici se poate observa cel mai bine maestria doamnei profesoare, care mereu ne-a încurajat să scriem și ne-a stimulat acele raturi prin care să ne descoperim calitățile cu care toți am fost înzestrați. Cred că știm cu toții că visul începe cu un profesor care are încredere în tine. Că noi, elevii acestui liceu, știm cel mai bine ce valoare avem noi dincolo de catedră și ce merite deosebite au cei care stau în spatele catedrei și care stau la baza formării unor caractere. Mereu ne vom aminti cu mare apreciere de formidabilii noștri profesori, dar cu gratitudine de cei mentori care ne-au atins simțurile firii noastre umane. Și, nu știu, sunt sigură că aici am cea mai mare dreptate, nu-i așa? Rând și cu asta, okay? Aș face un apel la toți auditorii acestei sări. Să nu uitați niciodată pe cei care v-au fost mentori. Societatea noastră va supraviețui numai prin recunoașterea valorilor din jurul nostru și promovarea acestora. O invit pe Ica Dubravă, absolventă CNU, actualmente studentă în Facultatea de Filologie București.
Bună dimineața și la mulți ani Colegiului Național Unirea și revistei noastre. De fiecare dată când mă aflu în fața acestui microfon, sunt foarte emoționată pentru că mi-aduc aminte cu drag de ani în care am fost și eu redactor la revista liceului și de ani în care am putut împărtăși și eu împreună cu colegii mei bucuriile despre care vorbea colega mea mai înainte. Știu că anul acesta tema revistei este cea a valorilor. Știu că trăim într-o societate în care nu suntem mereu mulțumiți de ce valori se promovează. Știu că probabil anormalitatea devine normalitate în niște momente în care nu se pune accentul pe ceea ce ne definește pe noi ca oameni. Așa că această temă presupun că a fost o încercare pentru toți cei care au scris la revistă. Am auzit de foarte multe ori diverse păreri despre revista noastră, unele pozitive, altele mai puțin bune. Și de foarte multe ori m-am mâhnit, pentru că oamenii nu apreciază adevărata valoare a celor care scriu în revistă sau adevărata valoare a articolelor din revistă. În schimb, mi-am dat seama în timp că atunci când un autor este criticat, încearcă să muncească tot mai mult ca să se autodepășească. Nu ca să-i mulțumească pe ceilalți, ci ca să se mulțumească mai mult pe el însuși sau să lase ceva celorlalți pentru a dăinui oarecum în amintirea lor. Ce pot să spun despre revista noastră este că e într-adevăr ceva valoros, care merită citit și dacă nu citit, măcar răsfoit pentru grafica din interiorul ei, pentru caligramele care sunt foarte reușite și cu siguranță merită să încercați să scrieți la revista noastră, dacă nu ați scris până acum, pentru că doar prin scris și printr-o conștientizare a valorilor din jurul nostru, al vostru, puteți să progresați și puteți să vă dați seama de ceea ce contează cu adevărat. Și dacă vă place să faceți ceva în viață, dacă vă place să scrieți sau să rezolvați probleme la matematică, dragi colegi, sau orice vă place să faceți, faceți cu tot dragul și cu toată inima, fără să vă gândiți că nu excelați la toate materiile sau în toate domeniile, pentru că până la urmă, notele și părerile celorlalți sunt doar ficțiune. Ceea ce este în sufletul vostru este cel mai important și merită să exprimați acest lucru. La mulți ani și mulțumesc! Dacă domnul Adrian Stoicescu e pregătit, îl invităm. Adrian Stoicescu, lector, nu? Lector, se zice lector așa, neologic, universitar, doctor și absolvent CNU. E normal că revista nu mai e ceea ce a fost. Bineînțeles că n-are cum să fie ceea ce a fost. Citez. Fiecare profesor vrea ceva de la mine, însă este alegerea mea dacă vreau să fac ceva sau nu. Iată de ce revista nu mai este cum a fost. De ce nu mai e cum a fost? Pentru că trăim în niște culturi cu un timp accelerat. Fie că e vorba de niște culturi în care istoria e accelerată, după cum zice Nora, fie că e vorba de alte culturi în care trăim e niște autostrăzi informaționale, cum zice Baudrillard, cultura e altceva, e accelerată. Prin urmare și revista e altceva. Discursul colegii de dinainte vorbea despre revistă ca fiind altceva decât a fost, într-o notă negativă. Acum, e total greșit să cuantifici culturile în termen de negativ sau pozitiv. Să cuantifici eforturile unor elevi care corespund la anumitor momente în evoluția timpului, ca fiind mai bune sau mai proaste. E drept că revista nu a mai fost ce, nu mai este ceea ce a fost, pentru că e altfel. Nu e pozitiv acest altfel, nu e negativ. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că dacă revista ar fi fost în mod constant aceeași, frică mie că ne-am fi încălțat în continuare cu opinii. Acum nu știu dacă ar fi fost bine sau dacă ar fi fost rău. Eu nu mă văd purtând opinii. Pentru că, într-o cultură de tipul culturii accelerate, opica mă degenerează. Am nevoie de a fi accelerat în continuare,
sau am nevoie de a fi decelerat? Am nevoie de a mă mișca dintr-un loc în altul foarte repede? Sau am nevoie de a mă mișca din același loc în același alt loc, într-un mod mai lent? E drept că liceul și grupul de vârstă de aici tind spre accelerare. Însă revista mie mi-a dat senzația pentru prima dată că este un loc al decelerării. E drept că niciun liceu nu poate funcționa independent de ceea ce se întâmplă în jurul lui. Dar la fel de adevărat este că liceul este locul în care poate cel mai bine se materializează ceea ce un psiholog, profesor la MIT, care analizează mediile digitale de foarte multă vreme, consideră că azi suntem alone together și why we communicate more with each other, with a computer and less with each other. Suntem viețuitori în cultura asta accelerată în spatele ecranului. E, revista asta mie mi-a dat senzația că am ieșit din spatele ecranului. Este efortul colectiv al unor copii, tineri, al unor redactori care nu mai sunt cum au fost cei de altă dată, că nu e așa, revista nu mai e ca aia de altă dată, care au reușit, ceea ce se întâmplă relativ rar, ca în ciuda vârstei pe care o au, să poată lucra împreună și să producă, în urma muncii acesteia colective, o revistă care trebuie să recunosc că pe mine unul m-a luat prin surprindere. Trebuie să recunosc că m-am uitat când am primit revista într-un format electronic. Nu mi-a venit să cred, în primul rând, că arată în felul în care arată și m-am uitat la arhivă. Este pentru prima dată că revista, într-adevăr, este altfel. Este, cred, pentru prima dată că revista reușește să depășească extrem de coerent, extrem de puternic, modelul acela al liceanului, care n-ar prea ieși el din cuvântul profesorului, când nu e așa, dacă nu-și face tema, s-ar putea să primească o notă proastă și dacă profesorul a zis, hai să facem și noi la fel cum a zis profesorul, că nu e așa, profesorul e profesor și de la profesor până la Dumnezeu nu e nicio diferență, nu e nicio distanță. Normal aș lăuda, nu-mi stă în caracter să laud, dar aș lăuda revista asta pentru două lucruri. Primul, este extraordinară ideea asta a caligramelor, este lucru care mi-a plăcut cel mai mult din revistă. Punând la punct un fel de, știu eu, grafitiuri care sunt etalonul culturii moderne, scrijeliturile acestea cu vopsea, cu ghilimele de rigoare de pe pereți, într-o formă în care nu te-ai aștepta, o reinventare, știu eu, a unui model în forma, în paradigma lui quasi-tradițională, și al doilea lucru, dosarul acela didactic. Sunt lucrurile care mie unii mi-au plăcut cel mai mult. E drept că e destul de greu să compari. Și la fel de adevărat este că dacă vrei neapărat să compari, poți să compari și o lingură de lemn cu o antenă satelit. Până la urmă, amândouă pot prinde niște unde. Sau nu, nu știu, la fizică n-am fost bun. Este foarte interesant însă cum poți pune cap la cap cu mintea unui copil care, din câte am văzut, e de clasa a noua, niște texte care, în aparență, n-au prea mare lucru de în comun și să reușești să treci granița aceea a textului, a manualului, și să te duci către pictură. E un lucru pe care, sincer și cu amărăciune, spun de data asta, nu reușesc să-l facă nici studenții pe care avem în momentul de față și care, dintr-un pur joc al hazardului, ca să nu folosesc adjective calificante, vor ajunge profesorii de române de mâine. În schimb, optimismul meu survine din aceea că, dacă un copil de clasa nouă a reușit să pună cap la cap lucruri care, la o primă vedere, sunt atât de diferite, cu siguranță, dacă va ajunge și el la un moment dat de partea cealaltă a catedrei, va reuși să facă niște elevi, care probabil vor fi, la momentul ăla, tot de clasa a noua, să poată face mai mult decât o fac viitorii, știu eu, absolvenți de filologie de astăzi. O ultimă observație, pentru că mi s-a spus să vorbesc 10 minute, ceea ce este extrem de greu. Unul dintre articole n-are importanță, ați văzut că nici prima dată nu am citit pentru că aș face un deserviciu al celor pe care nu-i voi putea numi. Unul dintre articole spune că valoarea stă în ochii noștri. E adevărat. Beauty is in the eye of the beholder. E clar, e transparent unde trimite textul respectiv. Da, e adevărat că e în ochii noștri. Prin urmare,
Nu știu dacă avem niște valori de superioare, valorile clasei de sus, valorile acelea pe care ar trebui să întorci capul. Pe de altă parte, nu sunt ferm convins că avem și pseudovalori. Așa cum am spus în articolul acesta pe care l-am aici, valoarea cred că reprezintă mai degrabă adaptarea. Și ca să închei, este absolut extraordinar cum, și mă întorc la Sherry Turkle și viața din spatele computerului, un tânăr de 15-19 ani poate deopotrivă să trăiască într-un univers din spatele ecranului și în același timp să se adapteze, repet, mergând pe ideea că orice formă valorică presupune adaptarea, să se adapteze și la a lucra împreună cu alți colegi pe care îi are, de data asta, în formă fizică, în formă carnală și neapărat în spatele unui monitor, ca în cele din urmă să rezulte o revistă care, fără îndoială, nu mai e ceea ce a fost, dar o revistă care, în ciuda faptului că nu e ceea ce a fost, rămâne în continuare o revistă care merită să fie menționată atunci când este vorba de Liceul Unirea. Eu am făcut Liceul Unirea, am intrat la Liceul Unirea și am terminat Colegiul Național Unirea. Urmare, nu știu dacă revista este a Colegiului Național Unirea, este a Liceului Unirea, a Școlii Auto Unirea. E drept, este a noastră. Posesiv, dar a noastră. Acum nu știu dacă într-a noastră, noastră, asta se referă doar la cei care sunt sau și la cei care au fost. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Stoicescu și pentru aprecierile pentru rubrica didactică. Înseamnă că și aia locul ei acolo. Îl invităm pe domnul profesor universitar Gheorghe Moldoveanu să ne țină un discurs. Vedeți? Am avut obiectiv să se atrag atenția asupra unui element care să mă elibereze pe mine și atunci eu să vorbesc fără să mă țin seama de bocăci. N-am terminat nici Liceul Unirea, nici Liceul Auto Unirea, nici Colegiul Unirea Național. Suntem în sală mai mulți absolvenți ai școlii medii de tip 10 ani Unirea. Și ne mulțumesc îmi dau într-un fel curaj. Deși nu trebuie să vorbesc în numele lor. Fiecare dintre ei ar putea să spună lucruri poate mai interesante decât cele pe care le spun eu. Dar cineva trebuie cum să vorbească. Și, cum se spune într-un limbaj neacademic, se pare că a căzut capra pe mine. Generația noastră a stabilit acum o vreme. Vedeți, vreme nu înseamnă ani. Să ne întâlnim în fiecare an. Să schimbăm impresii. Să vedem și să constatăm dacă suntem sau nu mai bogați, nu numai decât în alt. Aceia vin, dacă vin. Și am propus colegilor mei să scrie, să facem niște însemnărele despre școala noastră. Și teama de a scrie și-a pus amprenta asupra celor mai mulți. Am reușit să convinc pe doi dintre ei și fiecare a constatat că poate să scrie. Și le mulțumesc că sunt aici de față. Este acolo Costi Căpătu și Nicoace Lucidor.
Nici eu nu știam să scriu. Sau nu știam că știu să scriu. Eu sunt deformat, sunt un filolog deformat. Nu reformat. Conducerea statului se chinuiește de multă vreme să reformeze școala românească. Eu le mulțumesc tuturor de acolo că n-au reușit. Pentru că... Când eram elevi la acestui liceu, școlii Mediu Unirea, era foarte actuală expresia a scoate la reformă. Adică noua societate în drumul ei victorios spre arunca la lada de gunoia istoriei pe cei care profesorii noștri erau în situația dramatică de a se fi format la școala veche și de a ne forma pe noi în spiritul noii societăți. Absolut dramatică această situație. Să promovezi lucruri în care nu crezi. Nu vă rog să nu aduceți în față politicienii de astăzi. Nu, n-are nicio legătură. Spuneam că eu sunt lingvist de deformare. Dar orice deformare are nu numai dezavantaje, ci are și unele avantaje. Și acum, să vin la revistă. Se cheamă Revista Noastră. Un tipul meu. Nu e deloc nimic. Este un excelent mod de a le permite celor în cauză să vorbească din penumbră. E o revistă, o publicație. Bine. A noastră. Ce înseamnă a noastră? Simplu, lingvistic înseamnă eu și tu, eu și el, eu. Nu poate lipsi eu. În momentul în care eu a dispărut, nu mai există noi. Nu mai există noi. Atare, oricine scrie acolo, se înscrie în această comuniune a lui noi. Ce înseamnă noi? Eu vreau să mulțumesc celor de la Colegiul Unirea care au făcut ca mai toată lumea să poată lua contact cu toată revista de la primul număr și până la ultimul. Și acum mulțumesc chiar pentru că sunt posesorul acestei mari averi. Am pe un CD toate numerele publicațiilor scoase de Liceul Unirea. Indiferent sau indiferent cum se numea el. Ca tare, în revista aceasta era prezentă unitatea școlară. Erau prezenți elevii de aici. În ce fel? Puteau să spună vocea noastră. În 1912,
era tentația aceasta a glesuirii, aș afirma glasul, vocea. Da, dar asta înseamnă să ieși în față, să ieși cu trâmbițe. Eu preferat să rămână în penumbră. Ce vă spunem noi? Ce înseamnă noi? Sigur, înseamnă liceul, elevii liceului Unirea. Cineva v-a spus, da, ce toți? Da, toți. Pentru că era revista liceului, nu era numai a celor care scriau acolo. Era revista liceului pentru că era revista și a celor care citeau revista. Și a celor care difuzau revista. Am urmărit din prima serie a revistei toate numerele cu foarte multă atenție. Cu această deformare a mea, revista noastră, dacă v-ați uitat cu atenție, ați constatat un lucru extrem de surprinzător, sau unul mai mult extrem de surprinzătoare. Întâi, în revista noastră publicau nu numai elevi de la Liceul Unirea, ci publicau elevi și de la Turnu Severin. Așa e că s-a schimbat perspectiva asupra lui noi. Pentru că era și glasul celui de acolo. Mulți colaboratori din Iași. Și Iașul era vechea capitala Moldovei cu statut de... Dar Iașul era cuprins în noi de la Focșani. Iașul vorbea prin noi de la Focșani. Modul. Dar același noi mai e, are o dimensiune. De o bună bucată de vreme, nu știu dacă m-am făcut lucrul mine, am crezut că m-am văzut. Și am fost deosebit de plăcut surprins să constat că în noi, din revista aceasta, intra și Bucodina. Întâi că publicau elevi din Bucodina. Numai că accesul lor era mai dificil. Și atunci, cei din Bucodina mai curând difuzau revista. Atare, cei din Bucodina se regăseau în noi. Ca o altă dimensiune. Revista vorbea despre dificultățile elevilor din Bucovina. Vorbea despre dificultățile românilor din Transilvania. Înainte de 1918, cel noi exista. Ei, nu vreau să iau povestea, să spun că era deja de vreo 60 de ani, 60 ceva de ani, prezentă ideea aceasta de la Dacia Literară, că noi suntem o uniune culturală și prin această unitate culturală ne putem gândi să aspirăm la unitatea statală. Mai constatăm însă ceva. Revista era extrem de preocupată de situația a românilor. Și a publicat mai multe articole despre situația a românilor. Dramatică la început de secolul 20, pentru că începuse procesul de exterminare a românilor. Procesul de desnaționalizare. Extrem de puternic. Mai puternic decât acum, pentru că atunci se făcea pe cale brutală. Atunci spiritul național al românilor căpătase ceva impuls. Dar grecii nu au acceptat asta. Și atunci a început marea nenorocire a românilor, care au fost nevoiți să plece peste tot.
cum s-a întâmplat și cu mulți dintre al mele. Cei de aici erau în cunoștință de cauză. Nu vreau să compar cunoștințele de atunci ale elevilor cu cunoștințele de acum. Nu cunoștințele sunt importante, ci orientarea. Orientarea. Către noi. Către identificarea acestui noi. Ca tare. Revista noastră era mai bună, era mai rea, a avut perioade mai bune, a avut perioade mai slabe, indiferent. În orice moment a fost revista noastră, ca tare. Revista a devenit mereu, sigur, dacă am făcut același colectiv redacțional terestrie, gazeta, aș făcut-o mereu altfel. Revista a devenit mereu, a timp să devină mereu ceea ce era în conștiința ei. În conștiința acelui noi. Un ultimul număr s-a vorbit despre evaluare. Păi e... Asta e valabil. E cea mai mare valoare, cea mai importantă valoare de aici. Atâta timp cât un colectiv își promovează idei, își afirmă identitatea, încercând să lărgească zările colectivului, indiferent din ce punct de vedere, este o valoare. Și aici vedem sus scris, unirea face putere. Păi asta a făcut revista din 1912 până acum. Prin unire. Atrăgând atenția, dacă vreți, modul specific. Că trebuie să fim noi. Trebuie să avem un crez. Să-l cultivăm. Cu strășnicie să-l cultivăm. Eu nu pot să accept ideea că trebuie să fiu european și să renunț la a fi român. Nu se poate. Niciunui francez nu este cere să nu fie francez pentru că este european. Să nu fie german pentru că este european. De ce? Mie mi se cere să nu fiu român dacă vreau să fiu european. Nu e o dispută între cei doi termeni. Nu e un oximoră, nu se ceartă termeni. Dimpotrivă. Europa trebuie să fie ca o magistrală orchestră în care fiecare instrument, fiecare etnie, vine cu notele specifice. Nu veți găsi niciodată o orchestră care să cânte unde toate instrumentele se cântă la fel. Ar fi plicticos. Niciun profesor nu va cere elevilor să manifeste la fel. Ar fi dezastruos. Nici măcar în armată, comandantul nu cere ostașilor să fie la fel, doar după uniformă, ca să profeze că aparțin aceluiași noi și slujesc aceeași credință. Vă doresc să deveniți mereu constanți în ideea valorii pe care o reprezentați. Vă mulțumesc! Urmează domnul profesor universitar Ion Pânzal, la Universitatea din București. Vă mulțumesc pentru invitație. Sunt vechi colaborator, fost colaborator al revistei noastre. Sunt îndrumarea profesorului Petrache Dima,
așa cum dumneavoastră sunteți acum colaboratori, autori la revista noastră cu onoarea doamnei Băiașu. Când eram de vârsta dumneavoastră, am participat la centenarul liceului. Elevii de astăzi vor avea privilegiul să participe la bicentenarul liceului. Peste 50 de ani, nu veți fi bătrâni, că noi nu suntem, veți participa la 200 de ani liceului Unirea. Și în această perspectivă, aș vrea să spun câteva cuvinte despre identitatea liceului Unirea și cum se construiește ea. Liceele sunt, în general, cele mai competitive unități de învățământ din România, pentru că oamenii cred în calitate, în excelență. Copiii sunt însuflețiți de anumite aspirații, ideale specifice vârstei și există multe licee, o atmosferă de emulație care este caracteristică acestui nivel de învățământ. Universitatea este mult mai divergentă, trebuie să ne gândim că specializarea a atins un asemenea nivel încât fiecare profesor, de fapt, depinde de o mică comunitate internațională care scrie în domeniul lui și, deci, aceste efecte de solidaritate, de unitate, nu se mai regăsesc acolo decât transpuse în alte forme. Dumneavoastră, în perspectiva bicentenarului, va trebui să fiți în poziția în care suntem noi acum. Vă veți gândi înapoi și vă veți gândi cum a evoluat Liceul Unirea. Trebuie ca proiectiv să ne punem problema ce se va întâmpla după domnul profesor Noan. Nu e o perspectivă veselă, dar este o perspectivă foarte importantă. Liceul Unirea va continua. Trebuie dus mai departe. Introducerea informaticii în Liceul Unirea a fost o idee extraordinară. Mi-aduc aminte că domnul profesor Noană, eram amândoi mai tineri, m-a dus în clădirea Centrului Seismic, acolo unde amenajase primul laborator de informatică, la începutul anilor 90. Avea câteva Macintosh clasic, de care era foarte mândru și cu care am început tineri care astăzi sunt oameni de afaceri. Deci, iată cum o decizie dintre asta a avut un aport extrem de important la strategia Liceului Unirea și la identitatea ei. Reluarea revistei noastre de către profesorul Petrache Dima a fost tot asemenea decizie. Atunci când profesorul Dima n-a mai fost, ce avea să se întâmple? Avea să dispară acest atribut al Liceului Unirea? Nu, s-au găsit entuziaști, ca profesorul Băiașu, care au dus lucrurile mai departe. Această revistă este două ori mai mare, de două ori mai groasă și de 5-6 ori mai interesantă decât erau revistele noastre care au format A5, erau jumătate. Am observat aici o varietate extrem de interesantă de stiluri, de tipuri de grafică pe care le-au creat elevii, teme literare de la Carl Gustav Jung, la Frida Kahlo, care este pictor mexican, după cum bine știți, la Mine Zhang, la poezia trupadurescă, de inspirație trupadurescă germană, din Evul Mediu. Toate lucrurile astea mă fac să cred că există un potențial de creativitate, de interes, de dezvoltare remarcabil, extraordinar în liceul nostru, pentru că este al nostru. De fapt, ceea ce este important este că aceste două tipuri de decizii strategice s-au luat împreună. Dezvoltare către informatică, dezvoltare către literatură și către creativitate. Informatica astăzi începe să cucerească teritorii din zona științelor umaniste. Se fac agenți inteligenți cu capacități emotive, de ce este nevoie ca emoția să poată să fie simulată în revoluție pe computer, în primul rând, datorită faptului că este o mai bună interacțiune cu utilizatorul, în al doilea rând, pentru că este o mai bună eficiență
în situații de risc, în situații de criză. Acest agent inteligent trebuie să poată simula și reacțiile emotive. Există cercetare în domeniul limbajului. Profesorul Liviu Dinu Petrișor de la Facultatea de Matematică are o serie întreagă de cercetări care merg în această direcție a recunoașterii vârstei limbiului text literar în direcția originalității personajelor din literatură. Toate aceste lucruri nu se pot face fără cooperarea între informaticieni și literați. Există o orientare care a prins foarte mult la oamenii politici, după care științele umane trebuie să fie reduse ca pondere în învățământul nostru și chiar trebuie să scoatem acele discipline pe care le-am considerat timp de sute de ani ca fundamentale, cum este limba latină. Acum circulă pe internet o petiție pentru restabilirea limbii latine, sau mă rog, pentru menținerea limbii latine. Limba latină este esențială nu numai pentru identitatea națională a românilor, este esențială și pentru a înțelege lingvistica în istoria ei, așa cum a fost ea construită, pentru că este pornită de la categoriile limbii latine. Este esențială pentru a înțelege ceea ce s-a lucrat în lingvistica pentru ordinator până acum, pentru că s-a pornit de la categorii și tipuri de lingvistică care se află în această tradiție a lingvisticii latine, a gramaticii latine și nu a gramaticilor head-driven sau alte tipuri de gramatici care sunt mai universale, dar mai puțin specifice. Trebuie să înțelegem că noul capital nu mai sunt pădurile și subsolul, este creativitatea. În domeniul creativității nu există o despărțire între științe umane și științe reale. Dimpotrivă, ele se sprijină una pe cealaltă, își dau mai multă competitivitate, tăiși, cum se spune, edge. Economia creativă în Uniunea Europeană a atins 2,8% din produsul intern brut, ceea ce depășește agricultura, care este la 2,1%. Prin economii creative se înțeleg toate acele produse care sunt legitimate pe bază de drepturi de autor și brevete sau patente. Deci, atât publicistica, creațiile literare, mass media, cât și cercetarea științifică, IT-ul, inteligența artificială, toate acestea fac parte din domeniul unei economii care este în plină dezvoltare, este în momentul de față cel mai dinamic sector și a depășit de mult sectoarele tradiționale ale economiei. Trebuie să ne gândim că numai împreună cele două direcții, acele ale înțelegerii omului și acele ale simulării naturii și omului, pot să ducă la rezultatele care sunt așteptate. Poate că peste 50 de ani, unii dintre dumneavoastră vor încerca să schițeze viitorul la 250 de ani ai Liceului Unirea. Vă doresc mult succes, să vă croiți drumul în viață așa cum vă doriți și să țineți minte întotdeauna că Liceul Unirea este locul unei sinteze creative între cele două domenii ale cunoașterii umane. Aș mai vrea să vă spun ceva. Dați-mi voie să privesc Liceul Unirea ca pe o clasă. O clasă obișnuită, evident mult peste medie, dar în orice clasă, oricât de-ar peste medie ar fi valoarea, există clasificări. Le știți foarte bine. Ideea aceasta de a scrie niște amintiri despre Unirea mi-a venit stând, asistând la întâlnirile de promoții. Și atunci am zis, de ce să nu fie scrise aceste amintiri? De ce să nu rămână pe hârtie? Dar, ca în orice clasă, evident că au fost promoții mai harnice, promoții mai puțin harnice, sau promoții care
nu și-a asumat responsabilitatea de a-și desemna un reprezentant să scrie. Acum, printre promoțiile acestea foarte harnice, este inutil să vă spun, să menționez faptul că una este cea a domnului Moldoganu. Observați câte lucruri are să ne spună și este numai un reprezentant al acestei promoții. O altă promoție, promoția 1955, dacă... O altă promoție mobilizată din două, trei părți, cred că din două părți să scrie, este promoția 1957, care a avut drept catalizator din Focșan pe domnul profesor Lefter, care i-a bătut la cap, am citat domnul profesor. Și pe un reprezentant al dumnealor, care este doctor în informatică, dar este plecat de mult în Statele Unite, Nicolae Tudoș, care ne urmărește mereu să vadă ce facem și ne transmite câte un feedback. De asemenea, au fost promoții care și-au desemnat reprezentant să scrie în numele întregii promoții. Au mai fost și amintiri individuale. Ele s-au întins de la promoția 1948, al cărei, nu, mint, de la promoția 1932, este promoția generalului Tutoganu, ale cărui memorii despre Liceul Unirea ne-au fost aduse aici de către fiul dumnealui, împreună cu o importantă donație de carte, nu știu dacă este domnul Tutoganu în sală. De asemenea, următoarea promoție este cea a domnului profesor Rădvan, 1948, aici de față, vă rog să-l aplaudați. Și așa, din promoție în promoție, mai pesărite, ce-i drept, am ajuns la promoția 2012, când s-a oprit acest film, dar este doar un început. Este clar că vă provoc din nou, dragi absolvenți ai Liceului Unirea, să scrieți, știu că puteți să o faceți. Unii dintre dumneavoastră regretă că n-au făcut-o, domnul profesor universitar Geană n-a mai avut timp să scrie, în schimb ne-a adunat niște fotografii extraordinare din colecția dumnealui de la aniversarea 100 de ani de la Unirea Principatelor Române, cu dansurile populare, formația de dansuri a liceului care a evoluat pe scena Teatrului Maior Gheorghe Pastia. Și v-aș spune mai multe despre acest volum, dar vreau să vă las plăcerea să răsfăiți, să-l răsfăiți. Să știți că există și doi non-uniriști care au scris acolo un articol care se numește Uniriști prin adopție. Eu sunt unul dintre ei și celălalt este domnul profesor Dan Boboiu. Am zis doi neuniriști. Și doamna profesor Plăiașu își asumă statutul ăsta. Nu este absolvent al Liceului Unirea. Asta este el. Da. Se întâmplă lucruri bune și la alte școli. Este un microfon care mereu se duce spre cineva care vrea să vorbească. N-aș vrea să închei. Pentru a putea respecta programul, o să scurtez, vorbitul despre acest volum, dar foarte mult, dar înainte de a da cuvântul cui vrea să vorbească, aș vrea să vă spun că, mă uitându-mă prin sală și din ceea ce cunosc eu, există aici persoane care au scris la revista noastră, domnul profesor Cânzaru este unul dintre dumnealor, nu mai știu exact, vă mărturisesc sincer, doamna Rodica Șorică aici, cum mai văd pe doamna Mihaela Serea, redactor la revista Avantaje, promoția 1982, cred, acolo,
Mai văd acolo o elevă care mi-e dragă tare, se numește Ada Domnescu și care este printre redactorii unui ziar care a făcut vâlvă la vremea lui, se numea ziarul Nod în Papură, salut Ada. Și mai sunt absolvenți care sunt aici, dar nu pot să nu remarc și pe Ioan Alexandru, care s-a ocupat mult timp de revista noastră, adică a fost exploatată la sânge, de fapt, ăsta este termenul real, de către doamna profesoară de limba română. Și... Da, mi se atrage atenția, mi se suflă în cască, mai este acolo un personaj, Liana Pătraș, de la Digi24 acum, care a scris și ea la revista noastră. Mai este undeva ascuns printr-un colț, dacă nu cumva o fi fugit la fumat, Costi Rogozanu, tot coleg de liceu cu voi, și i-am enumerat, asumându-mi riscul de a uita, Ionelia Anciu, vedeți, lucrul ăsta trebuia să-l facă redactorul șef, da? N-ar nimic, care tocmai și-a făcut debutul în poezie cu volumul Amprente Urbane. Și spuneam că aș vrea să scurtez această introducere a volumului Amintiri despre Unirea, ca să ne putem respecta programul în continuare, dar nu înainte de a vă spune că ceea ce am spus și pe vol, noi avem niște distincții pe care le oferim cu această ocazie. Doar pentru că ne-au anunțat că trebuie să plece astăzi, doar din această cauză, voi da puțin peste cap programul și voi da în avantpremieră niște astfel de distincții. Deci, este vorba despre medalia jubiliară, despre care v-am vorbit. Și mai este vorba despre o diplomă de excelență. Colegiul Național Unirea acordă diplomă de excelență domnului Tudorel Toader, ca semn al recunoașterii și prețuirii personalităților care au înălțat în timp prestigiul liceului. Domnul profesor Toader, decanul Facultății de Drept al Universității din Iași, judecător la Curtea Constituțională. În mod firesc, am emoții. Am terminat liceul acum aproape 100 de ani, mai exact în 1979. Adică acum 40 de ani, eram elev în clasa 9. Am trăit, cred cu intensitate, toate clipele, toate etapele, toate momentele, microfonul fug, pe care în chip firesc le trăiește orice elev. De la muncile patriotice, de la examene, de la revista noastră, de la mai puțin plăcută activitate la construcția canalului Dunărea Marea Neagră, când în 1978 am fost, mă rog, solicitat și din liceu un număr de 50 de elevi,
cum se spunea frumos mai înainte, o carte, un gest, un film, un profesor, mai mulți profesori, ne influențează destinul, cariera, drumul pe care îl parcurgem. Eu pot spune cu siguranță că profesorii Liceului Unirea mi-au influențat și privind în urmă, aș putea spune în mod plăcut, parcursul profesional pe care l-am avut până în prezent. Port un profund respect, o profundă recunoștință profesorilor Liceului Unirea. Dacă aș enumera pe cineva, riscul, siguranță, nu-i locul, nu-i timpul, nu-i cazul, sigur, nici nu mi-aduc aminte, nu aș reuși pe toți, dar nu pot să nu fac referire la un profesor cu totul de excepție, Aurel Budescu, care era diriginte. Profesorul Dima, profesorul Chifan, Maiorov și toți ceilalți, o galerie de aur, așa aș putea spune, așa cum este și astăzi, sunt convins, în sufletul, în inimile voastre, ca elevi ai Liceului Unirea. Dar ce este important? Că revista era atunci în alt format, în altă grafică, evident, de alți elevi, cu altă coordonare. Ceea ce ne unește pe toți e acel și acest spirit unirist. Eu personal, cu mare mândrie aș putea spune, de fiecare dată unde scriu, unde mă duc, unde afirm, spun că sunt absolvent al liceului din vremea respectivă, Unirea din Focșani. Sigur că am avut o baftă. Bafta de a fi absolventul liceului Unirea, care astăzi serbează cei 150 de ani. Bafta de a fi absolventul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, care a împlinit 155 de ani. Și șansa, bafta, de a fi absolventul Facultății de Drept din Iași, prima facultate de drept înființată în România, care anul trecut a serbat 160 de ani de la înființare. Așadar, trei trepte în devenirea mea, 150 de ani liceul, 155 de ani universitatea, 160 de ani facultate. Nu pot să nu fac referire la profesorul Chiper, la profesorul Roșu, care ne-au îndrumat, ne-au dus către olimpiade, sesiuni, comunicări, reviste și așa mai departe, care ne-au pus acea sămânță de adevăr, de a ne identifica, de a ne găsi vocația spre o profesie sau alta. Că în final, și aș vrea să închei, pentru voi ca elevi, sigur, toate disciplinele sunt foarte importante. Când le veți să înveți, sunt grele și probabil n-ar trebui învățate, n-ar trebui să existe în curicula. Dar toate sunt importante pentru că, în final, ne găsim profilul profesional care corespunde cel mai mult structurii noastre, așteptărilor noastre, vocației noastre, pe care poate nu știm, dar trebuie și vrem să o descoperim. Aici, în liceu, vă găsiți profilul, vă identificați vocația. Aici, în liceu, pe acest spirit, în acest spirit unirist, vă veți clădi și veți parcurge toate treptele devenirii sociale, profesionale și așa mai departe. Închei mulțumindu-vă, domnule director, și felicitându-vă pentru această inițiativă, exprimând încă o dată profundul respect și recunoștință față de profesorii mei, față de profesorii toți ai Liceului Unirea, față de acest spirit unirist pe care avem, într-un fel sau altul, obligația fiecare dintre noi să-l evocăm, să-l dezvoltăm, să-l ducem cu noi acolo unde ne aflăm. Felicitări, mulți ani, succes, sănătate tuturor! Mulțumim domnului director, am stat de vorbă
domnul Tudorel Toader, am ezitat între a-i spune domnului profesor sau domnule judecător. Deci, mulțumim domnule profesor judecător. Colegiul Național Unirea acordă diplomă de excelență domnului Constantin Pătu ca semn al recunoașterii și prețuirii personalităților care au înălțat în timp prestigiul liceului. Deschis un forum de dezvoltare economică
socială a Moldovei, la care de asemenea mă invitam să luați parte. Am primit astăzi la telefon din partea Ligii Culturale a Românilor de pretutinde, al cărui vicepreședintele de apartamentul Moldova sunt și eu, consimțământul de a se acorda aceeași diplomă de onoare din partea Ligii Culturale a Românilor de pretutinde, care anul acesta face 125 de ani și vă invită să participați la toate manifestările și că dacă doriți să fiți coordonatorul departamentului Brancii acestui bucăm important care face o venirea de vârstă de 125 de ani, unde vă invit de toți uniriștii, de la mici, la mari. E frumos la ziua ta, mai ales când reprezinți o comunitate atât de mare și atât de selectă. În sfârșit, dar nu în cele din urmă, Colegiul Național Unirea acordă diplomă de excelență domnului Constantin Bușe, ca semn al recunoașterii și prețuirii personalităților care au înălțat în timp prestigiul liceului. Și aș adăuga, și nu numai al liceului, domnul profesor este cetățean de onoare al municipiului Bocșan. Mulțumesc pentru participare, mulțumesc distinșilor oaspeți și evident că după o foarte scurtă pauză, programul continuă pe ateliere, așa cum este în program. Vă mulțumesc!